Hai, intrăm? Intrăm, intrăm, să facem curățenie în colon. Hai! Vorbim azi despre teoria curățării colonului, dacă este necesară, despre miturile care plutesc asupra acestui subiect și despre singura metodă corectă. Nu se aude, nici eu n-aud! Vei afla în ce situații și în ce scopuri ar putea fi utilă și când e pierdere de energie și o faci numai așa să fie. Sănătatea digestivă e și ea una din alea care te fac să te simți bine, să te simți sănătos și să te crezi paloșului făt frumos. Iar un organ important al sistemului digestiv este colonul, numit și intestinul gros. Ei bine, există mulți oameni care cred, da, așa orbește cred, că și-ar băga și mâinile în foc pentru asta, că dacă faci periodic curățenie în colon, o să ai o sănătate digestivă brici. Ia ascult aici! Cercetări care să dovedească și susțină eficiența curățării colonului pentru sănătatea digestivă sunt puține și de slabă calitate. A, că suferi de constipație și te scoate o clismă zdravănă din neputință, asta da. Dar că a curăța colonul este strategia prin care elimini toxinele și paraziții din organism, asta e ca și cum ți s-ar garanta că pe brațul Sulina se pescuiesc la năvod sirene, orci și balene. Vezi, dragă, la pescuit trebuie să știi când să dai. Să faci o curățare a colonului sporadic, din când în când, la intervale mari de timp, mai mult pentru că îți face ție bine la cap și îți oferă confort psihologic, de dăunat nu dăunează. Dar nu-ți imagina că asta te metamorfozează. La fel de bine poți să-ți reglezi digestia și dacă pui gura și bei mai multă apă sau consumi alimente care conțin multă apă, legume și fructe precum pepene, roșii, castraveți, salată sau țelină. Sau dimineața, întâi bei un pahar cu apă la temperatura camerei, care te va hidrata, și apoi un pahar cu apă călduță care te va ajuta la digestie. Nu, deocamdată nu mă uțui, că am restul. Tot contra constipației se mai spune că ar funcționa soluția salină, preparată din două lingurițe de sare de mare sau de sare de Himalaya, dizolvate într-un pahar cu apă călduță, care se bea la fel dimineața pe stomacul gol. Dovezi științifice nu există pentru metoda asta, dar unii practicanți susțin că funcționează. Grijă mare, după ce dai șatul pe gât, că nu trebuie să iei distanță de tron, ci că în câteva minute o zbughești la baie iute și nici nu pleca de acasă. De ieșit o să tot iasă! Așa că fiecare e pe mâna lui. Dacă ești hipertensiv sau ți-a fost recomandată o dietă fără sare, pentru orice alt motiv, să nu cumva să faci așa ceva. Singura, dar singura metodă corectă și necesară de a-ți curăța colonul este cea efectuată la recomandarea medicului, urmând strict indicațiile lui, cum, când și cu ce să o faci, ca pregătire înainte de efectuarea unei colonoscopii. Cum îți mai poți îmbunătăți digestia și tranzitul? Consumând fibre pe care le găsești în legume, fructe, cereale, nuci și semințe. Smoothie-urile din legume și fructe, pentru că se păstrează și pulpa lor, spre deosebire de suc, iarăși sunt utile pentru că mai au și fibre. E ceva neterminat și despre metoda. Și vezi că nu trebuie să ții regim din ăla în care bei câteva zile și o ții ca surda pe mormânt și bei numai smoothie. E în regulă dacă bei câte unul pe zi. Două, trei pare dimineața la 12 un par și seara vorba ce, o bere, două acolo. Și cu probioticele faci treabă bună și le găsești în iaurt, murături și alte alimente fermentate. Oțetul de mere ar fi și el considerat probiotic, se presupune că enzimele și acizii din el suprimă bacteriile rele și curăță colonul, dar deocamdată nu prea sunt studii care să confirme. Și în fine, pentru curățarea colonului în sensul îmblânzirii constipației, se mai poate apela la plante medicinale sub formă de ceaiuri, cel mai adesea cu efect laxativ. Nu uita că inclusiv ceaiurile astea trebuie folosite cu moderație, pentru că pot întoarce armele împotriva ta. Sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Rămâi aici și fii pregătit, pentru că vom spulbera mit după mit. Hai să vedem acum și să explicăm de ce produsele și procedurile de curățare a colonului care sugerează că au ca efect întărirea sistemului imunitar, îmbunătățirea sănătății ca urmare a detoxifierii și chiar pierderea în greutate, sunt de fapt afirmații fără acoperire științifică. Sunt marketing curat și atâta tot. Să vă zic ceva. Clismele noastre sunt chiar pistol cu apă pe lângă ce proceduri se practică pe la alții.
Ați auzit de hidroterapie colonică? Să ferească Dumnezeu! Se introduce în gura de aerisire un fel de furtun și de nu începe să îndese în tine litri peste litri de apă, tur-retur, ca la calorifere. Ca alea de fontă, că așa sunt eliminate resturile de materii fecale vechi și totodată cu ele toxinele. Noi hai să eliminăm totuși miturile. Mitul numărul 1. Curățarea colonului scoate toxinele din sânge. Corpul are două organe importante a căror sarcină din construcție este să neutralizeze toxinele, ficatul și rinichii. Dacă astea două funcționează bine, mecanismele lor realizează detoxifierea și elimină deșeurile prin urină și fecale. Și mai ies toxinele și prin piele, prin transpirație sau prin plămâni, prin expirație. Deci, organismul uman este construit așa încât detoxifierea să aibă loc în mod natural, nefiind necesar să facem altceva în plus. Mitul numărul 2. Prin curățarea colonului sunt eliminate fecalele care se acumulează și se atașează de mucoasa acestuia, devenind deșeuri toxice. Crezul practicanților curățării colonului este că resturile vechi de fecale se lipesc de pereții acestuia ca gletul și de acolo împroașcă în dușmănie cu toxine în sânge, provocându-le balonare, oboseală, depresie și durere articulare. Nu se lipește, bre, nimic de pereții intestinali. Celulele care formează mucoasa colonului sunt eliminate la fiecare 72 de ore și se face acolo curățelie lună. Nu mai trebuie să mai dai tu încă o mână. Mitul numărul 3. Curățarea colonului te ajută să slăbești fără efort. Tehnicile astea de curățare a colonului induc diareea și urinarea în cantități mai mari, așa că e normal să scazi rapid în greutate, dar e vorba despre greutatea fecalelor și urinei eliminate, ceea ce înseamnă că așa zisa slăbire nu va dura. Ce pierzi cu adevărat sunt electroliți importanți precum sodiul și potasiul odată cu deshidratarea. Rămâne așa cum am vorbit. Mitul numărul 4. Curățarea colonului îți face pielea să strălucească. E, asta chiar că mi-a dat lumea peste cap. Nu există nicio dovadă care să susțină teoria că eliminând toxinele prin colon, ele nu se vor mai elimina prin piele, iar aceasta va deveni netedă și strălucitoare. Mulți nebuni în lumea mare. Mitul numărul 5. După curățarea colonului de toxine, gândești mai limpede și ai mai multă energie. Ia mâna! Căci vezi, Doamne, toxinele acumulate în intestine țin energia captivus și nu mai lasă să se ducă spre alte organe. Mai sunteți mulți, Doamne! Senzația că ești mai ușor și mai plin de energie este doar efect placebo, se știe. Eventual, dacă timp de câteva zile ai renunțat la obiceiurile tale nesănătoase, atunci de la asta ai niște foloase. Eu sunt Laura și tu ești pe canalul Pacientul 2.0. Pe cuvânt că nu îmi pasă câte clisme ai îndurat, eu atât îți spun. Curat ești atunci când ești abonat. Ia, forțează-te o leacă și gândește-te nițel. Decât prafuri și furtunuri, numai bine clopoțel, fă acum un click pe el. Informațiile din acest video au fost verificate și validate medical de prietenul nostru, doctorul Șerban Damian, nutriționist sportiv la Centrul Medical Superfit. Domnul doctor are o pagină de YouTube foarte interesantă, Dr. Damian, la care vă invităm să vă abonați. Vă lăsăm link aici sus și în descriere.